salut! Posibilitatea de a lucra de oriunde în lume este foarte atractivă, fie că este vorba de șansa de a te bucura de o vreme mai caldă, de a explora noi culturi sau poate de a-ți mări bugetul. Recent s-au analizat datele de căutare în Google pentru fiecare țară din lume în ce privește termenii legați de relocare. Haideți să vedem care sunt țările în care oamenii caută să se mute cel mai mult. Pe locul 5 se clasează Franța. În această țară ar dori să se mute cetățenii din alte 11 state. În special ar fi bucuroși să locuiască aici cei din Luxemburg, Camerun sau Senegal. Pe locul 4, în top, se poziționează China. Aceasta este destinația căutată de locuitorii a 15 țări. Dintre ei, cei mai mulți sunt egipteni, croați, danezi, elvețieni, americani și norvegieni. Bronzul îi revine Spaniei, în total 19 țări, având-o ca favorită, printre ei regăsindu-se și moldovenii. Cunoscută pentru clima mediteraneană caldă, aceasta este o țară în care asistența medicală este la un nivel înalt, la fel calitatea vieții. De asemenea, spaniolii au minimum 30 de zile de concediu plătit pe an. Pe locul 2 este Japonia, lider global în multe industrii, ceea ce înseamnă că există o mulțime de oportunități de angajare și acolo e cea mai mare speranță de viață. 31 de țări o au pe primul loc ca destinație de relocare, inclusiv Australia, Germania, România, Portugalia, Turcia și Franța. Totuși, cei mai mulți se văd locuind în Canada. Originare din 50 de țări diferite ar vrea să se mute acolo pentru transparența guvernului, libertățile civile, calitatea vieții, libertatea economică și educație. În topul celor mai populare 10 țări în care oamenii ar vrea să se mute se mai regăsește Turcia, Africa de Sud, India, Australia și Grecia. Și voi, unde ați vrea să locuiți?